Bine v-am găsit, stimați telespectatori. De multe ori v-am povestit că pentru mine activitatea e cercetarea, e scotirea, că nu spun cercetare, că eu nu sunt cercetător, în cărți, în arhive, e la fel de pasionată ca și o cercetare, e scotire detectivistică, să vezi dacă X l-a omorât pe Y sau cine este asasin. Și ca să vă dau un exemplu și în același timp pentru a vă reaminti ceea ce spuneam și astăzi la Robert Turcescu, marea problemă a Occidentului, a presei occidentale, a ce vreți dumneavoastră, a liderilor occidentali, este că, cu mici excepții, ei nu știu Rusia. Nu spun pozitiv sau negativ. E o mare putere, a crește acum și a revenit și dacă o judeci, de exemplu, din perspectiva noastră, noi spunem, cum bă, ambasadorul american la Moscova nu e întâmpinat cu temenelele și cu popăturile de călcâie care este întâmpinată califa ambasadoarea americii la noi? Nu. Pentru că ei se consideră egal american. Așa se consideră ei, așa s-au considerat întotdeauna. Când nu era America, era Anglia sau Imperiul Otoman. Bun, e vorba de o analiză. Și am spus că una dintre cărțile cele mai bune pe care le-am citit-o și vă recomand, este aceasta Rusia, o scurtă istorie, am făcut semne ca să și o ispatez, pentru că este o carte rece, obiectivă de istorie și stalinismul și marxismul sunt văzute și leninismul din perspectiva unui istoric. Este ce mi-am dorit-o întotdeauna, care îl întâlnesc și la Xenop. Bine, istoricul și, de exemplu, pentru mine războiul dintre Rusia și Occident prin intermediul cărnițelor de tun care sunt ucrainene, nu e o noutate. S-au bătut și perși și cu romanii 100 de ani și după asta s-au epuizat și au venit arabii și au belit pe perși. Nu e nimic. Imperiul Otoman s-a luptat cu Occidentul și aici s-a evit în coastă Rusia și a început să se bată cu Rusia. Rusia, o hartan, voia să ajungă la Constantinopol. Va să ajungă la Berlin. Nu e nimic nou. La scara istoriei, peste 100 de ani, dacă o să fie cenușă pământul, o să le spună și în anul 2022 a izbucnit un conflict și după 50 de ani el s-a, sau după 20 de ani s-a stins, nu știu. Bun, în această, aici este, de exemplu, observație genială a acestor doi autori este faptul că fără Lenin nu cădea țarismul. Teza lor, care este, am întâlnit-o și la Wells în scurtă istoria lumii, este că o mână de oameni hotărâți sau un om hotărât, cum a fost Robespierre, și care cred într-o idee, pot să răstoarne mulți. De asta eu am și m-am încruntat când am auzit declarațiile lui George Simion, am înțeles să zic acum că sunt falsificate, că se vină în partide în aur cât mai multă lume. Stimate domnule Simion, 10 inși care cred în partidul respectiv se mai putea decât un milion. Dacă Partidul Comunist, dacă Ceaușescu nu ducea politica să intre cât mai multă lume în pe PCR și avea 4 milioane de oameni, spunea, băi, intră numai aia care cred. 1.000 de oameni, 1.000 dacă ar fi fost, nu 4 milioane, ai 10.000, nu era revoluție. Pentru că 10.000 ieșeau cu bățul, dau cu băta și dădeau un demonstrant. Și era război civil, dar nu era cădere. Este foarte important. Și am găsit în această carte, mi-am pus ochelari de ăștia de profesor de engleză, profesoară de engleză urâtă, da. La Stalin, autorii au o teză foarte interesantă, ceea ce și eu am împărtășit-o înainte de a citi această carte, și anume că stalinismul a fost tot o nouă revoluție. Deci a fost revoluția bolșevică, mă rog, care a dat drumul și a provocat haos și a venit Stalin. Și el spune așa, autorii.
Stalin și câțiva lideri de partid din PCUS, nu poporul în ansamblu, au decis această revoluție, de spune așa, până la Revoluția Comunistă Chineză, așa. Începând încă din 1928 și 1929, Stalin și PCUS au realizat o a doua revoluție majoră care a schimbat complet configurația societății. Până la Revoluția Comunistă Chineză, care a avut loc 20 de ani mai târziu, aceasta a fost cea mai bruscă și mai profundă schimbare a modului de viață al unui popor din istorie. Adică i-a luat de la ce erau imuși și i-a industrializat. Depășind chiar Revoluția franceză din 79, din 1789, prin amploarea și numărul de persoane afectate. Stalin și câțiva lideri de partid din PCUS, nu poporul în ansamblu, au decis această revoluție și apoi au implementat-o în anii 1930. Obiectivitatea acestor autori, genială. Strămutările, suferințele și pierderile de vieți umane au fost enorme, însă realizările au fost de asemenea considerabile. Obiectivul de a face din Uniunea Sovietică o țară suficient de puternică pentru a rezista oricărei amenințări externe i-a motivat intens pe Stalin și pe acoliții lui să recurgă la o industrializare forțată. Și pentru a arăta că tot ce s-a întâmplat a fost o revoluție, o, cum să zic, cumplită, prin care spune una dintre cele mai mari din istorie, pentru că Stalin era disperat de rămânerea în urmă a Rusiei, întotdeauna Rusia a fost vreo 50-100 de ani în urmă, el citează dintr-un discurs al lui Stalin și m-am uitat la, aici, la surse, note. El citează din Iosef Stalin Works, volumul 13, July 30, așa, Foreign Affairs, din 55. Deci, un citat din Stalin care a fost tradus în engleză. Și eu, cu boala mea, băi, stai să văd și eu sursa, Stalin. Am căutat în bibliotecă, nu am operele lui Stalin, le-am pe lui Lenin, nu le-am pentru că sunt multe. Dar am câteva antologii fundamentale din Lenin și Stalin și am căutat aici. Și am găsit discursul. Ia uitați aici. O, ce cărți. Lenin, Stalin, despre construcția de partid, volumul 2. Așa, da. Hai să vedem de unde este discursul. Hai de mine. Și îngălbenit. Când a apărut asta, mă? Când a apărut? Când a apărut? Institutul Marx Engels Lenin de pe lângă CC al PC al URSS, Lenin și Stalin despre construcția de partid, articole, cuvântări și documente în două volume, volumul 2, editura pentru literatură lui, că din 53. Deci e tradus, da? Traducător, nu cred că îi pune cum să pui traducător, că e și Lenin și Stalin, da? Deci, discursul invocat în această carte, și vi-l dau imediat, era să vorbești un gură și nu știu ce-mi făcea. S-a intitulat Despre sarcinile cadrelor conducătoare din economie, o cuvântare rostită la prima conferință unională a cadrelor conducătoare din industria socialistă, 4 februarie 1931. Vezi, mă? Da. Hai să vedem ce spune Stalin, citat dintr-o traducere în engleză de domnul respectiv. 31. Ei, și unde mă sunt aici? Aoleu. Da. Citesc. Ca să înțelegeți noastră Rusia, pe Putin, pe Stalin, pe Petru cel Mare, pe Caterina cea Mare și pentru a pricepe ceea ce noi considerăm a fi dușmanul numărul unu al românilor. Rusia. Uneori se pune întrebarea dacă nu s-ar putea încetini întrucâtva ritmul, dacă nu s-ar putea încetini mișcarea, ritmul de industrializare. Nu, nu se poate tovarăși, nu se poate încetini ritmul. A încetini ritmul, adică industrializările la forțate, înseamnă a rămâne în urmă. Citesc din Stalin. Iar cei rămași în urmă sunt bătuți. Dar noi nu vrem să fim bătuți. Nu, nu vrem. Istoria Rusiei vechi a constituit-o, între altele, faptul că era mereu bătută din pricina înapoierii ei. Să spune Stalin.
nu Petru cel Mare. Au bătut-o hanii mongoli, au bătut-o beii turci, au bătut-o feudalii suedezi, au bătut-o panii polono-lituanieni, ce vă spuneam. Au bătut-o toți din pricina înapoierii ei, din pricina înapoierii militare, din pricina înapoierii culturale, din pricina înapoierii organizației de stat, din pricina înapoierii industriale, din pricina înapoierii agricole. Au bătut-o pentru că acest lucru era rentabil și pentru că rămânea nepedepsit. Fiți atenți. Vă amintiți cuvintele poetului dinaintea Revoluției, Necrasu? Tu ești și săracă și bogată, tu ești și puternică și neputincioasă, maicuță Rusie. Aceste cuvinte ale vechiului poet au fost bine învățate de acest domn din străinătate. Putin, de acum. Ei o băteau și îi spuneau, tu ești bogată, va să zic că ne putem îmbogăți pe socoteala ta. Fiți luat discursul recent al lui Putin, da? Ei o băteau și îi spuneau, tu ești săracă neputincioasă, va să zic că te putem bate și jefui fără teamă de pedeapsă, da? Ai rămas așa. Iată pentru ce nu ne mai este permis să rămânem în urmă. Noi am rămas în urmă cu 50-100 de ani față de țările înaintate. Trebuie să câștigăm această distanță în 10 ani, până în 41. Ori vom face acest lucru, ori vom fi striviți. De ce am citat asta? Veți regăsi aici obsesia Rusiei dintotdeauna, de la Petru cel. Pentru că noi, de ce simte nevoia să prezint obiectiv? Cum prezintă ăștia? Că să înțelegem ce e propaganda și în timpul Războiului Sfânt. Îi spuneam lui Robert Turcescu, dacă citeai presa, curentul, universul, la timp, viața lui Rebreanu, asta tot era un ziar condus de Rebreanu, directorul Teatrului Național, rușii, Sentinela, erau nenorociți, păi de mine, mai aveai un pic și dacă îi împingeai, cădeau. În ședințele Consiliului de Ministri, Mareșalul Antonescu spunea altele, domnilor miniștri, bă, fiți atenți că ăștia nu sunt chiar așa, că ne-au opus rezistență în Basarabia, că am înaintat greu, că se bat, că nu știu cine, da? Deci una era, ce se întâmplă acum? Eu nu știu ce gândește Macron, Schulz și asta, regina. Eu văd că presa noastră și presa mondială tratează ca o fițuică de război păruși. Băi, tu n-ai voie să subapreciezi dușmanul, da? Adversarul, da? Deci, și vă dau un exemplu. Toată lumea m-a nebunit cu tot ce s-a întâmplat la Navalny, că au fost, nu știu, 1.000 și au aruncat cu flori, arată că Putin va fi răsturnat de o revoluție democratică și că Rusia va deveni democrată și, sigur, devenind democrată ea acum, va deveni colonia Americii sau a nemților. Numai că dacă te uiți în istoria Rusiei, vei vedea Petru cel Mare a modernizat Rusia, adică s-a dus în străinătate, o să vedeți, s-a dus la un moment dat în Amsterdam, nu se știa că e rege, că e țarul, era unul mare, da? Și a învățat acolo cum să facă nave, cum să facă tunuri. Și când s-a întors, sigur că le-a tăiat bărbile boierilor, i-a îmbrăcat în ăsta străin, dar n-a desființat obăgia. Și acest om modern, occidental, care admira vapoarele alea, vapoarele construite le-a pus ca să cucerească Azov. Deci, tot ce a adus el din Occident, nu le-a adus că, vai de mine, ia să fim noi occidentali, nu să, cum zicea Stalin, să-i belim. Am fost la de aia, ne-au bătut, da? Ecaterina cea Mare, oh! Coresponda cu Voltaire, care îi dădea niște pupături în funduleț, ce a ai noștri când vorbeau de Iohannis sau de Băsescu, băseșeni, erau biescopi, sau chiar de Ceaușescu. Vai de mine, Voltaire îi scria cu măicuță, mai mare, a venit și Diderot, altul, a venit acolo la
Ea, din rău când vorbea, îmi pungea cu pumnul și bombinețise pe asta. Mă rog, da. A desființat ubăgia? Nu. A făcut democrație? Nu. A întărit, a condus cu cnutul? A condus, da? A cucerit noi teritorii? Da. Deci, nu confundați nevoia de modernizare a Rusiei, că ea vrea să se modernizeze ca să nebelească, nu se vrea să se modernizeze ca să fie slabă. Da? În delirul, în capitolul despre Stalin, l-am mai citat, neapărat să luați ediția expresă aia din 90, care am scos-o eu, că eu am vrut capitolul cu Stalin, scos de cenzură la vremea de... Stalin îi spune lui Aliluiev, bă, zice, ce voiau ăștia, mă, democrație? Păi și că pe o democrație acum nu mai era nimic din Rusia. Așa, am dat un exemplu, da? Bun. Nu o să înțeleagă nimeni din ce am zis eu. Că ei noștri vor să... Deci, încă o dată, ce mă fascinează la acești istorici? Obiectivitatea. Tratează leninismul, stalinismul, ceaușismul, trebuie să-l tratăm ca niște istorici. Trebuie să vedem în războiul acesta, în tot ce se întâmplă acum, la scară istoriei au fost sute, mii de situații din acestea. S-au bătut Prusia cu Rusia, Rusia cu Anglia, cu Imperiul Otoman, Imperiul... Și au făcut armistiții, au făcut pace. Asta nu înseamnă că noi trebuie să ne dăm duhul. Noi trebuie să analizăm, cel puțin eu ca istoric. Să trecem acum. Subiectul numărul unu reprezintă uriașa victorie a lui Trump, deci, din câte știi, nu ăștia de la Antena 3 CNN și de la Digi titrează Trump învins, Trump învins și proștii, mulți proști care se uită la aceste posturi, zice, bă, că nu, iată, nu e adevărat. Deci, în cadrul primarilor, Trump am fost în... Eu spun la rece, nu sunt nici trumpist, nici bidenist, nu, la rece. În cadrul, așa cum în legătură cu Navalny, eu am spus, preocuparea lor a PSB-ului, a mașinării, a fost, bă, să-i lăsăm. Să-i lăsăm, să mă încă o dată. Cum să-mi vină mie să spună că asta a fost o mișcare de răsturnare a lui Putin când Putin sau statul spunea, bă, l-a îngropat dincolo de cercul polar. Nu îngropat acolo, da? În Rusia, o greșeală de apreciere este aceasta. Totuși, Rusia nu este dictatură, nici măcar ca... Nu e Kim Il-sung, nu e Ceaușescu, nu e Stalin. Din adins se lansă niște supape, cum a fost asta. Bă, dacă era o manifestare antirăzvoi, nu o lăsăm. Una banii, da? Când am fost la Moscova, mi-a arătat pe un pod, acolo a murit unul, nu știu, Nemțov, nu mai țin minte. Și sunt tot timpul flori. Și mi-a spus cineva, jumătate din aia care mi sunt caghibiști. De unde știți dumneavoastră că în ăștia 1000 care erau acolo, cred că 500 erau de la KGB. Eu, ho, ho, pst, cum adică ce de la KGB, să că au jos Putin? Da, hai să vă spun o chestie amuzantă. Șeful filajului de la Timișoara, filajul, la teren, în perioada, în decembrie 1989, era în teren și s-au infiltrat el și oamenii lui într-o demonstrație anti-Ceaușescu și povestește memoriile lui, păi strigam jos Ceaușescu și erau protestatari și păi ne uitam unul la altul. Așa, așa, deci știu câți au strigat jos Putin, câți erau de la KGB. Am dat un exemplu, deci, din punctul acesta de vedere. Și să revenim. În alegerile din ăsta de la Washington, care este aproape progresist, a pierdut în... Dar astăzi, Curtea Supremă a SUA, cu unanimitate, a decis că acea porcărie inimaginabilă într-o democrație din Africa, nu în americană, anume, deci anumite state, așa, cum să zic, au decis prin justiție că
Trump nu poate candida la primare. Băi, oameni buni, băi, a nebunit, asta este America, asta este Mozambicul, e Turkmenistanul. Cum se decide? Candidează. A, nu, dacă decide, dacă omor pe cineva. Și a venit Curtea Supremă și a zis clar, în unanimitate, băi, o prostie. Bă, vă imaginați până unde a ajuns democrația americană, așa zisă democrație. Cu atât, mă, cum să intervii? Eu sunt împotriva oricărui interviu și de candidatură și de pe la... Deci vine o judecătoare, cum să spun, căreicat chiloții, dacă o fi având, și zice, bă, nu, Trump să nu candideze. Cum să candideze? Dacă, bă, nu, n-are voie nici să fie pe liste. Să fie pe 10 liste, poporul decide, că așa am învățat noi pe vremea comunismului, că e în democrație. Și după 90 ni s-a cântat aria asta. Bun. Deci a fost o victorie uriașă a lui Trump. În același timp, tot mai mulți americani, potrivit sondajelor, au îndoieli în legătură cu facultățile mentale ale unuia Biden. Și mă interesează, eu nu înțeleg. Cum se poate ca un întreg partid și un întreg establishment să meargă pe mâna unuia care jur la vârstă și așa cum arată el când o să ajungă, dacă ajunge a doua oară președinte, va uita și unii casa albă. În loc să se ducă la, nu știu, trebuie să apese butonul nuclear, o să apese butonul de tras apa la WC. Poți, n-am zis, bun. Eu mă întreb și un lucru, povesteam lui Robert Lucescu. Deci, după Ecaterina, a venit un pițifel numit Petru al Treilea, nu după Ecaterina cea mare, Ecaterina aia, a lui Petru cel, a lui, da, a lui Petru cel. Acest anul după Elisabeta, dacă nu mă știu, sau acest Petru al Treilea era un nevolnic și l-a căsătorit, a, Elisabeta l-a măritat cu o nevțoaică, cea care va deveni Ecaterina cea Mare. După, s-a dat o lovitură de stat de ea, el a fost înlăturat, acest Petru al Treilea, și a ajuns la pușcărie și evident că a murit de colici. Așa, normal. De ce a fost el înlăturat? Nu că era nebun, că era nebun. Se juca cu, de exemplu, la un moment dat a trimis în judecată un șoarece pentru că i-a dărâmat niște soldați de plumb. Nu de aia, că nebun. El era fan prusac, prusian. Și cum a ajuns țar, a început să dea din bucățele cucerite de la Prusia de către Rusia să le dea ăla. Și în acel moment, ai zis, băi, poți să fii tu nebun, dar deja avem noi o problemă cu Rusia. Eu nu zic din coace că te să dea o lovitură de stat lui Biden. Bă, dar în toată America, în partidul ăsta democrat, se găsesc 5, 6, 10 oameni. Bă, stai mă, bine, suntem nebuni? Hai mă să-l schimbăm, dă-l dracului. Nu se găsesc, pentru că această momâie care va fi pusă în fereastra Casei Albe, și spunem că fereastra Casei Albe, este președintele perfect pentru statul paralel. O conduce alții. Și el stă acolo. Îl vedeți așa, stând așa, acolo la Casa Albă. Trebuie să te uiți pe el și îl vezi acolo. Bă, iată, mă, președintele. El e mămâia, da? Bun. Să ajungem la un alt subiect. Astăzi, pomnesc că se stinge lumina. Astăzi trebuia să aibă loc o ședință a coaliției și să stabilească, deci, ăia pe care vor să, deci, ce vor să facă, un candidat unic la București. Și pentru asta, ci că și PSD și PNL iau niște nume, le decid în coaliție și apoi le vâră la niște sondaje. Mie imaginea asta mi-amintește de când eram copil, nu știu, nu, astăzi sunteți toți intelectuali, eu când eram copil, maică mea făcea unt. Când am avut vacă, când eram mai bogat. Adică punea din laptele la acru cu tare și cu smântână și era o așa se numea putine, era așa un fel de, cum să spun,
un recipient de lemn. Și eu bătea ăla, bătea cu, nu, bătea cu electrică, cu mâna, cu un băză. Pam, 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 până la urmă ieșea untul. Așa era, așa vor face PSD și PNL. Iau un putinei, pun cele, pe la numele ăla și le bat și ies la suprafață, doi. Bun. Și lasă la o parte faptul că e prostie. Deci, atât, un candidat unic va fi bătut la scor de Nicușor Dan, vă jur de pe acum. Pariez cu ce vreți cu urmă. Pentru că trebuie să fie ori firea, ori burduș. Dacă e firea, toți peneliștii din București votează cu Nicușor Dan. Dacă este burduș, atunci PSD-și votează cu Nicușor Dan. Sau poate cu candidatul Aur, dacă va fi Piedone. Bun. Și au hotărât, având în vedere că începe congresul, așa, au... A. Așa. S-au hotărât să amâne până luni. Păi când dracu, mă, tot amână, cum să zic, că după ce nu amână punerea în putinei, că după ce îl pune, după ce bate, până iese untul, mai durează, da? Bun. Și ajungem la un alt subiect care n-are niciun rost să vorbesc despre faptul că mâine sau miercuri se deschide la București Congresul PPE. Că deja se lustruiesc lanțele, căruțele mașinilor, că mașinile, cunosc asta. Dacă vă uitați în serialul meu publicat pe Cristoiu Blogro, fără talpă la Consiliul Europei, eu povestesc că am fost în 93 jurnalist la ședința șefilor de stat de guvern de la Viena din Consiliul Europei, nu European. Venise Mitterrand, toți. Când am ajuns noi pe aeroport, noi venim din provincie. Zic, bă, aici trebuie să fie toată lumea, vie congres. Nu știa nimeni. În Viena nu scria nicăieri, era la Austria, era o sală acolo. Păi ce era? Nu scria nimeni nimic, că dacă e ce. La noi, vai de mine, noi suntem vasul Europei, bă, căscăuții din deal, da? Căcărații din deal, voi, se ține la noi o reuniune, unde vine Ursula, Metsola, hai să, cred că toți ăștia din PNL și-au spălat chiloții, maiourile, și-au găsit batiste, că se sufle nasul, batiste noi, că alte pline de muci. Da, bun. Da. O să vă mai vorbesc despre asta, da? Da, bun. Ajungem și acum la un ultim moment, și anume directorul Bibliotecii Naționale României, Adrian Cioroianu, și ministra culturii, Raluca Turcan, au fost invitați săptămâna viitoare la Comisia de Cultură de către Iulian Bulai, președintele Comisiei, după ce directorul Bibliotecii a dezvăluit subiectul la care lucra jurnalist Emile Șecan într-un atac pe Facebook. Doina le spune la cei doi motani, lui Moti și lui Sonții, bulică. Bula este un fel de bulică. Și am întrebat-o, bă, cum îi disting eu? Și eu am hotărât să-i zic bulică 1 și bulică 2. Bulică. Ce bă, bulică? Ce mai faceți bulică? Mi-a explicat că cuvântul bulică, când le audem, că eu zic, bă, zice, nu merge, zice, bă, trebuie să le zici ceva cu vocale, ceva dulce, bulică. Zic, bă, de unde știe el, mă, bulică? Știe el că bulică vine de la bulai. Deci acest bulică, mai țineți minte ăla care era tot timpul călare, spunea prost, a tăcut. Au fost atâtea lucruri în presă, în cultură. Și deodată s-a gândit el să apere cu virginitatea morală a lui Emilia Șerca. Eu vă atrag atenția asupra unui lucru. Da? Și iată ce a zis așa. Fică felul în care s-a comportat cu Emilia Șercan, nu e vorba doar despre doamna Șercan, așa,
loviți competitori politici, este vorba așa, și PS, pulică. Data trecută când l-am invitat pe Cernă Comisie, tot ca moșierul prost crescut a răspuns. Adică a zis, mă doare în cut de Iulică Bulai. Și între noi fie vorba. Am mulți dinți împotriva lui Cioroianu și am scris. Bă, da, Adrian Cioroianu, hai mă să fim serioși. A scris, nu că a fost ministru, are cărți de istorie, este chiar un mare istoric. Eu l-am debutat, cred că era student, nu mai țin minte, la istoria de probleme. Mare, mare, uriaș și un filozof al istoriei. Cum să compar eu cu bunic? Mă duc să răspund lui Bulai, ăla care era tot timpul crăcănat pe cai, pe un bulic. Și unul și doi, da? Dar dincolo de toate acestea, între noi fie vorba, eu cred că. Deci, pe mine m-a uimit conflictul. O cititoare, cât cititoare, Emilia Șercan. Nu era ca eu la Biblioteca Academiei. La Biblioteca Academiei, dacă făceam gălăgie, nu în ideea că trebuia să știe dreptul că eram Cristo, eram de 40 de ani, zi de zi. A venit și apa acolo, că nu știu, o să vedeți de ce. Și a văzut că e fric și a scris pe Facebook. Și a răspuns Cioroianu. Păi zice că îi răspunde director, directorul unei cititoare. Că putea să vină aia de la sală. Stimată doamnă cititoare, că e cititoare, ați greșit, da? Problema este că la a doua postare, domnul Cioroianu a zis că tanti lucra la o participa la operațiunea Mircea Joană Plagiator și de-aia i-a scos pe ăștia din minți că i-a dat în gât. Ea, dacă era într-adevăr, cum să zic, femeia firava de oțel, ca așa îi se spune, bă, nu mă interesează. Unul spunea, dacă mi de ce a primit dispoziție să-l radă pe Joană? Eu am spus că este una dintre marile mizerii și mă mire că n-a scris nimeni. Că la de 20 de ani lucrarea de diplomă. Mă trezesc acum. Asta am vrut să sezez, că deși Cioroianu a putut, bă, n-ai, nu s-a cutremurat. ONG-urile, toate astea ale lui Prodemocrația, SNSPA, nimeni n-a zis nimic. Cum? Deci, bă, chiar așa ați ajuns. Dar dacă eu eram în locul ei, chiar dacă eram convins că a plagiat, Ioan ne spunea, bă, mă vorbesc pe mine în rahaturi. Câte vor era? Uite! Dacă până acum nu i-am analizat teza de doctorat, tocmai acum când candidează, când este așa. Da, mă rog. Eu nu știu dacă a dat dispoziție Joană să nu se vorbească sau a dat dispoziție ailalt cu tare, da? Așa. Și stimatele, îmi place cel mai mult nemțelăi, vorba. Așa. Vă atrag atenție. Nu luați în seamă pe Medvedev. Medvedev este, cum să zic, care joacă rolul nebunului de la Putin. El în fiecare zi postează, vom ataca cu rachete nucleare, vom cuceri România. Și bineînțeles că pe ăștia de la Digi, de la Antena 3, așa, îl comentează. Nu luați în serios, eu nu le-am în serios pe Medvedev, că știu care e rolul lui. Îl iau în serios pe Putin, că el e adevărat așa. Și să vă dau o știre. Domnul Dâncu a spus într-un interviu, a spus el, dar lui Ionuț Cristache, că ei, PSD-ul, sunt obligați să pună pe listele pentru europarlamentare și limbricul lui Dan Voiculescu, partidul ăla, PPPSUL PL. Am aflat. Deci, PSD-ul are o mare problemă, Ciolacu. Ei sunt liste comune. Dacă sunt liste comune, cine-i prin primele? Are și el datorii. Și a venit domnul profesor Vaiculescu și a zis, bă, din limbricul meu să-mi puneți pe listă trei inse. Grapini, Lavinia Șandu și Sabina Iusub, aia care de seară are un coc de tovarășa găinușe. N-are nimic, n-are pic de talent. Am înțeles că în timp ce era Dan Voiculescu la închisoare, ea se ducea pe acolo, nu știu, și făcea patru sau nu știu, nu știu. Și acum e o mare problemă pe Ciolăcel. Trebuie să ia trei locuri de la partid și să le dea lui Dan Voiculescu.
Dom'le, eu la un moment dat, eu nu înțeleg pe Marcel Ciolacu. Deci, milioane sunt băgate în fundul acestui post care pică pe zi ce trece. Normal, pentru că acolo este mai propagandistic decât Pravda despre PCUS. În același timp vine Văranu, vine Dan Voiculescu și zice trei obligatoriu, mă rog, grabine și la bine așa Andrei, dar Sabina Iusuf, s-a gândit acum, bă, ce post, bă, mă duc acolo, mănânc pește, stau la hotel. Și uneori chiar îmi pare rău să încheie, ziceam atât domnul Cristi, până domnul Ion, domnul Cristi, eu vorbesc cu domnul Pedro. Păi, mie îmi pare rău că nu m-am făcut europarlamentar. Poți să fiu al dracului. Nu te întreabă nimeni dacă te-ai dus la ședințe sau nu. Nu te întreabă nimeni nici dacă înțelegi ceva. Vă adăva cele blaga care nici românește nu înțelege. Dar păi, evident. Ședeam la hotel de dimineață până seara, citeam, scriam, pentru că pe vremuri când eram redactor simplu la Piața Studențească, făceam un teren în felul următor scurt. Mă duceam la Iași 3 zile de plasare, da? Trăgeam în prima zi, de dimineață până seara, terminam documentarea și 2 zile mă închideam în hotel, citeam și scriam. Așa aș face și acolo, da, bun. Deci și la parlamentare vrea 15. Păi e rentabil? Păi dacă te înjură, de ce? Că oricum m-am uitat acum în 2014, să vă uitați acolo din ce scriu eu, gâde era atunci, îl toca pe, a fost o emisiune istorică la începutul martie 2014, eu nu m-am trecut o să. Acolo vedeți că sunt și niște link-uri la textul ăla, cu scriam așa. Și l-a chemat Gâdea pe Crin Antonescu să-l facă praf. Băi, și l-a făcut Crin Antonescu muci. Săracul Gâdea, bă, el nu era. Așa că abia aștept momentul dacă Marcel Ciolacu nu îi dă posturile lui Dan Voiculescu să vezi atunci cum scot ăștia tulumbele cu rahat. Pum, 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 seară de seară. Gâdea, o să cheme pe aia să stea acolo. Așa, și o să țină vreo jumătate oră și PSD-ul care e rău și care e cu tare. Bun. Mulțumesc, la revedere!